Început mă filmarea, da. Fac. Așa. Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seara asta de Car Mechanic Simulator 2018. Am o surpriză pentru voi, am terminat golful. Golf 4 R32. Body, tot, mecanisme, tot e făcut full. Încă cum mai e ceva stricat în el, nu. Mai trebuie doar să-l vopsim și aia e gata, vedeți că nu, aici nu e foarte, foarte, foarte bine. Bă, și vedeți geamul ăsta de aici de sus, nu pot să, a, vedeți, mă las să-l scot. Da, în rest tot e schimbat și arată, bă. Vedeți și voi că acolo e așa și aici nu mai e. Nu e bă. Eu zic că l-am făcut frumos, ne-am pus numărul de matriculare acolo, că e al nostru, adică să ne respectăm. Și acum el se va duce fain, frumos, în garaj, lângă BMW, care și-l o să trească să-l facem. No, bun, astăzi avem două mașini de curse, aparent, de reparat. Avem una bucată Tempest Magnum, nu știu ce, la body și load and acceleration, nu-i dăm noi repede seama. Și un Subaru STI care are foarte multe body parturi. Nu știu dacă o să reușesc să le reparăm, am 20 minute, dar vom încerca. Bun, car status, load and acceleration. De ce? Trebuie să-l băgăm la teste. Test pad. Așa, hai să mergem. Yes. Uai, mă, ce interiorul de tare. Asta era brakes mai mult, nu cred că îmi dau seama care e problema. Dar parcă avea probleme la gearbox sau ceva de genul. Nu mă lasă să ies, fac. Ok. Așa, fă opra. E bine. Las că e bine, las că e bine. Nu e problemă. Nu e problemă de război, mă. Hâț, junule, hâț, știi ce zic? Băi, mă, cum se vede? Nu mi-a dat seama, nu? Nu. Atunci cred că trebuie să mergem la un test. Pe asta de aia, cu ea. Abandonul test track și mergem cu asta. Dați bă dacă vă place un like acolo și bă, mai sunt foarte puține zile până apare update-ul pe GTA, hei, și o să fim live, vă anunț, pentru că vreau să fim cât mai mulți, chiar dacă știu că va face și Max live, adică e imposibil să nu facă. Vai, cum se aude. Așa, nu pot să dau mai încet, fac. Am înțeles că nu prea mere ea bine la accelerație, dar ce probleme are aici? Deci am înțeles că ea are probleme la accelerație, dar ce probleme are la frânare? Că... Da. Hai boss. Uai, mă. Asta ne presupun că n-am găsit problema. Ia să vedem. Nu, bă, what the fuck, care e problema? Move.
Ai, treci pe lift. Și o să mă duc de la Gearbox să văd pe acolo dacă e ceva. Hai, hai, hai. Mă duc de la Gearbox, adică eu măcar mai stau. Load. În accelerație. Și pe la Gearbox ar trebui să aibă ceva probleme sau ăsta. Examine mode. Asta e ok, asta e... Ține de altceva. Deci nu putem să vedem gearbox, decât dacă dăm jos de pe... mașină. Hai să-l dăm jos de pe mașină atunci. Asta e, trebuie să dau și starter-ul. 58, acum suntem la gearbox, care pe 8, cel mai probabil. Adică pare a fi un vreo 66, bă, e ok. Mai să vedem asta, și asta pără, adică, bă, zice că are probleme la accelerație, mă gândesc la gearbox, nu la engine. Am o pe bune? Da, am zis pe bune. Păi ești nebun. Bam. Ok. Deci nu e de la gearbox. Ce... ce poate să aibă? Sau era exhaust? Nici nu mai știu. Ce-mi zicea, nu mai, nici nu mai știu ce parte a mașinii am arătat că era. Dar pare a fi exhaust. Da, așa doar să văd o chestie. Da. De exhaust era vorba. Ok. Acum aia să vedem. Deci astea două și încă ceva. Nu știu ce. Ce ar putea să fie? De pe aici ceva. Aha, uite. Dar asta e din engine bay și... yeah. Hai să luăm. Bă, o să încerc acum să repar astea cu astea tuning. Pentru că, nu știu, par mai bune. Două de astea și poate primești mai mulți bani. Cine știe. Așa. Băi, am pus bara aia înapoi, da, și starter-ul, ok, bun, deci acum trebuie să o dăm jos. Yay. Trebuie să-i dau ăsta jos. Oai, mă, dar multe de-astea mai are. Cum se cheamă? Exhaust Manifold V8. V8 cred că îți găsesc și pe aici, pentru că de obicei găsesc. Exhaust Manifold V8 OHV, ăsta era? Hai, că e bine. Bine, uite un d-asta. Așa. Iup. Și asta. Bun, și acum mai avem și body parts. Dar acum depinde ce body parts-ul vrea. Trunk. Mai ce? Trunk, front bumper, rear bumper, front window, right side mirror. Ok, este așa. Să mut de aici. Nu, aici. Uh,
Hood nu zice, zice trunk. Așa, și mai zicea, deci asta mereu le uit, că nu pot spune. Front bumper, rear bumper. Asta e front bumper. Și asta e rear bumper, ok. Și mai ce? Front window, și asta. Și right side mirror. Asta. Bun, și acum trebuie să căutăm după numele mașinii. Magnum SC550. Ok. Interior nu, body tuning. Așa. Cum era? Ceva cu M. Ia. Da, vreau mașină. A, parcă. Asta e, mă, că dacă nu e o mașină de-asta ca lumea, de nu țin Magnum. Magnum, că eu îți dau de fapt cu Maguna, ceva. What, atâta? Uai, mă. Păi și ce trebuie? Deci când nu mi-apare... Uai, what? Uai, what? Ceva cu T atunci, stai așa. Uai, am dat alt tab, hai că e bine. Tempest. Bun, frumos nume. Tempest. Și nu găsește. Adică doar asta mi le găsește. What the fuck? Păi și community car body shop. Am uitat aici body shop. Așa, mă, altceva. Front bumper. Asta e rear. Îmi trebuie right side mirror. Îmi trebuie front window. Așa. Oare îmi trebuie și astea de lumină? Hai să le iau și pe astea, dacă să-mi trebuiască. Și nici mai știu, mi-am luat tot. Și trunk. Parcă. Da. No, hai să vedem. Ai nou. Front. Right side mirror și front bumper. Am pus și asta și ia-ți și numărul. Uite și aici. De unde e din Berlin, cred, parcă. No, și mașina asta e gata, nu? Da. Și cu mașina asta, ce n-am, care este incomplet? There is left headlight B missing from. Ce, mă? Lipsește de pe mașina asta, mă? Mă uit eu așa, dar nu... Bă, what? Ce lipsește? Left, stânga. Headlight, B. Cum dracu, mă? Păi ești proastă, adică ți-am pus de-astea noi. Ok, dacă tu le vrei pe astea vechi, ți le pun pe astea. Aaa, că erau așa, nu erau de astea. Am înțeles. Dacă eu tot pe aia am pus-o. A,
mă, așa. Ea le vrea pe astea, n-au ce să zic. Du-te cu astea atunci. Bun, no, cam atât a fost episodul. Dacă v-a plăcut, un like acolo. Noi ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa, pa.